Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nici o vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinurile mele nu-Ți sunt ascunse. Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele. Cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine rădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu îngădui să se bucure vrășmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul, căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu, dar vrășmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sunt potrivnici, pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.